Salut, Emiliu! Adiță! Azi m-am îmbrăcat frumos, s-a sortat cu Get Lee. Astăzi... Da, cu cine am început? Cu cine am început Asia mai târziu? Se întorc. Adică Nati, tata Nicu și Lizzy. O echipă de care nouă ne place și ne spun câteva chestii chiar din avans la un moment dat. Ne place acum, după emisiune, de ce? Am mă, mie mi-a plăcut și acolo. Voi nu v-ați jucat cu roata până acum, nu? Băi, treaba voastră! Lizzy s-a jucat cu roata. Roata este elementul meu preferat. Din emisiunea asta? Am văzut. Deci vreau să mă explicați Eliza Roată. Era eu o roată, Eliza Roată. Și Cuza. Regina la roată. Bă, roată și vădă Cuza. Da. Și Emi Cuza. Și vădă Cuza. Și Emi Cuza. Da. Vezi? Bă, dacă e să ne mai chemați odată, că știu că iar ne-a chemat acum că n-a avut cine să vină. Nu e adevărat. Dar nu mai s-au prins. Dacă eu o să mai fiu o dată viitoare și nu are cine să vină și venim, schimbăm iar locurile și stau eu cu Lizzy și tu cu Emi. Asta vreau. Vrei să facem de acum? Nu, mă, să așa. Să facem tot așa. De care treaba cu roata? Adică am văzut că cade un număr și pui o întrebare. Da, număr și pun întrebare. Dar vezi că sunt nenorociți, scuze-mă, iubita. Sunt întrebări nenorocite și așa mai bine dă Lizzy de se rupe roata și nu mai pune nicio întrebare. Nu, că de fiecare dată de când a apărut episodul cu farfuriile, am zis, Lizzy, da, stare, nu da ca Lizzy să nu sară farfuriile. Cu farfuridii. Băi, deci voi sunteți siguri, eu vreau să dau una asta, dar voi sunteți siguri că nu mai aveți nevoie de ea? Da, dar nu, uite, ai auzit ce a zis? Da, Lizzy, o vezi pe Lizzy. Cu un dege dai. Ca la bâlci. Oh! Da. Cum? 3 924. Hai o dată. Hai, mă, lasă să dea. Nu mai bătut pe nimeni. Dai. Dai Lizzy. Lizzy cu un deget. Îi dau cu un deget. Cum se dau așa? Cu un deget, te rog eu. Vrei să dau puterul? Fac. Oh! Săracu, ce-ți-a cu minte? Bine, mai. Dar dă tare, tare. Dai, dai. Lizzy, nu mă dă tare. Dă tare. Dai, Lizzy, dă-i mă să sară. Lizzy, tare. Zboară, zboară. I-am dat o fără, da. I-am pus la loc, bă. Asta pică, ascultați-mă, nu, nu mai ține două zile. 4. 4, mamă, cum era întrebarea asta, ești de bun? Nu mai era? 4. O știu eu. Zi. Ce echipă nu vă place? Nu era. Era, care echipă este preferata voastră din sezonul 4? În afară de noi. Normal că în afară de voi. Nu, deci în sezonul 4 echipa preferată? Da. Dar ne-am mai discutat care și de-a sezonul 4? Păi ați văzut până acum? Din ce am văzut până acum, bă, eu mă distrez foarte tare cu Connector și vă zic sincer. Da. Adică nu știu dacă pot să-i zic că este... adică dacă aș fi telespectator acasă, n-aș fi implicat direct, deci eu m-aș uita pentru Connector și pentru Shift. Da, bă, priceless. Bă, mi se pare că... Doamne, dar eu râd, adică eu râd acum Bașca și știu. Da. Lucruri. Asta. Bă, dar când îi văd pe amândoi, mă, pic și poc, nu știu cum să le zic. Ce ai, mă? Ce? Am auzit o vorbă acum, știi, că dacă viața, dacă viața e crudă, prăjește. Bă, eu știu că glumesc, dar... Man. Bine, păi atunci dă și tu de roată și răspunde Lizzy la întrebarea ta, okay. Că tu ai răspuns la întrebarea lui Lizzy. Nu mă lasă să vorbesc, da. Nu da tare. Azi, Cosmin. Cosmin. Am răspuns numele, nu. Cosmin. Bine, mă, iubirea mea. Răspunde și uite, mă, știe. Din nou, 4. Care este echipa, mă? 16, da. Roșu. 6. 6. Ce ai schimbat? 3 chestii pe care le-ai schimbat la echipa voastră. După... Partenerul? După analiza de până acum. Lasă numele. Numele în fața lui Cosmin și... Hamă, zi. Le-a schimbat. Chestii schimbabile. Păi, uite, mă, aș încerca să fii mai atenți ca să nu mai urcăm mulți de 2 ori. Dar nu știu că e posibil. Păi ce-ai schimba acum? Doi, ce-aș mai schimba? Păi tot, nu, chestii legate de atenție, dar stai să mă mai gândesc. Doi, rapiditatea cu care acționam în anumite momente. Și trei? Și trei, ce-aș mai schimba? Zic Cosmin ce-ai schimba. L-aș schimba pe Cosmin. Știam, era previzibil răspunsul ăsta. Barosanilor, am cu bulețul ăsta pe care trebuie să-l demontați. Ori reușiți să-l demontați la timp, da. Ori se termină întrebările. Păi, preferabil ar fi să reușiți să-l demontați la timp, pentru că dacă se termină întrebările, o să primiți o provocare. O, pfff, dar tătica, mai fost în podcast. Începem acum, da? Da. Lizzy, întrebarea e pentru tine. Dacă ar fi să se schimbe echipele, cu cine ai vrea să-l înlocuiești pe Cosmin? Păi aș fi vrut cu Elvira. De ce? Petre. Pentru că e foarte competitivă și îmi place mult de ea și cred că am de învățat o grămadă de chestii. Deși mai, dacă aș reuși să îmi dau seama cum se face asta. Ok. Emi, tot pentru Lizzy. Ce echipă crezi că nu are ce căuta în sezonul ăsta?
Cosmin și cu mine. Ei. Nu pot să zic că nu au ce căuta, însă am discutat și noi mai devreme, nu știu dacă a apărut sau nu. Sunt echipe care acum se vede că trag și sunt echipe care trag mai puțin și mă deconcentrez de la ăsta. Păi asta e ideea. Și oricum, frate, deci cu nu știu cum. Și cine nu are ce căuta sezonul ăsta? Nu știu, eu zic că pe cine ai eliminat tu, dacă ai putea? Eu dacă aș elimina? Nu, nu, da. Nu, dacă ai putea. Placa asta, că creează hate așa. E, hate. Cine nu, gen, bă. Da, mă. Lizzy? E, bă, ea e drăguță, mă, ea încearcă. Ha, mă, Lizzy, cine l-ați putea? Ha, mă, Lizzy, zi. Nu știu, mă, mie mi se pare că uite, cu Alexandra și cu nu, no, okay. Că au ieșit altcineva. Buntea și Fodor, n-au ce să caute în sezonul ăsta, ce? You're going that direction. We can come direction. With you. Șofer a zis că Dan aducea, dar să las pe tancă munca. Și a zis dacă vreau și eu un panino, o brioșă. O brioșă. Și a zis da. Dacă tot trebuie să le asteaptă, măcar mănâncă o brioșă. Mai facem autostopul până mănâncă ei? No. 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 Venea să plâng de nervi. Grație. Eu nu vreau nimic. Vreau să merg, nu mai pot. Mai pot, nu vreau nimic. Da, problema e că mama așa de mâncare în cele mai proaste momente. Nu sunt venit, n-am venit aici să fac asta. Săracu, vorbea în suprocu. Bă, e incredibil. Băi, zici că s-au inversat rolurile aici. Da. Deci că Franci era mama sau, mă rog, tata da. Și Patricia copilul. Da, mie îmi place foarte mult cum trece de la una la alta. Nu poate să... Da, asta faci tu, ăsta e rolul emisiunii. Îi schimbă imediat vocea. Nu știe cum să o mai amă pe toate părțile, da. Că el e competitiv și îmi place de el pentru chestia asta, că el trage cu dinții. Se închide cu fizica asta. Da. O mașină care pleacă cu portieră dreapta deschisă. Și Maria Speranța a zis, o închide prin metode fizice. Și ăla șoferul se dă jos și face așa. Da, da, da. Dar știi că la Petrocean așa avea maxi taxi. Cum erau maxi taxi? Da, acum. Și așa pe ca urca, urca, șoferul nu se mai dădea jos de ei. Se închidea. Se închidea, punea o frână. Da. Nu, se închide, adică nu era... Da, 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 da. Duxații miroseau hoit. Nu există miros... Bagă lingua! Nu există miros mai groaznic decât ăla pe care l-ați ține atunci. Stai puțin că vine să vomit. Mă duc și pun nasul la bretea. Am zis că mor. Mamă! Ia-ți aer, hop! Îmi țineam respirația și fugeam și alergam cu el. Speram să vină tornada. Ei, lasă-l! Spele să-l cureți. Nu există. Rău. Băi, eu i-am zis lui Emi aici, din prima. I-am zis, bă, vezi că e rău. Emi, cum să intre mă mirosul în rucsac? Zic, bă, omule, eu am mai trăit pe la țară. Dacă lași haina în coteț, miroase a coteț, dă-o dracu. Intră ăla în material. Nu, bă, eu 4 ani, termine. Zic, bă, nu mă apuc să mă contrazic cu ăsta. Era un moment oricum lung. Nu au pus din contradicția noastră. Normal. Și îi zic, fii atent, când se oprește, te duci și le scoți. Da. De unde m-a deschis rog. Da. Vino și ia-ți-l că nu ți-l iau. Doar l-a scos din ăla și mi l-a lăsat jos. Și a zis ial. Țucă, hai țucă, mă, direct pe gură. Oi, 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 că buzele mele îs tare uscate. Tu să le moi, capitan lapte, da. Haide, țucă, te rugăm, spune ce loc ocupăm. Dă-ne imunitate să avem hotel la noapte. Foarte bine! Haide, haide, țucă! Haide, haide, țucă! Bine! Au mixat, bă! Frumos! Au mixat pe noi, că ei n-au băgat voce, știi? Frumos, a făcut remix! A făcut remix! Bine, bine și la montaj, oamenii. Da? Dar mi-a plăcut, toată lumea a venit cu câte ceva. Adică după toată ziua asta grea cu 70.000 de opriri, ți-a spart creierul în două și ai plecat și te-a dus mașini și ia linguri. Toată lumea la final a venit cu vibe-ul ăsta. Dar vii, mă, că atunci când parcă se termină bucata aia de experiență și ajungi la... Ajungi la Irina. La Irina, asta mai e. Ai mult din zi, asta e clar, dar bă, am mai atins un punct, am mai ajuns la un steag. Am luat un cadou Lidiei. Nu, ce frumos! De nuntă? Ce drăguț îi facă! Nu, o cere acum, nu! Deja, nu!
da. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu Ștefan. Lasă-l să ducă gestul până la capăt, dar vedem Lidia. Doamne, ce ai răzut? Doamne, când am auzit ce l-a apucat pe omul ăsta. Ce se întâmplă aici în Asa Express? S-a gândit la tine. Vrei să fii... Vrei să fii... Vrei să fii... Să mă cuvintele tale, să mă să zic. Toată lumea, what? Vrei să fii sărbătorita mea? Că... Bă, a scăpat Lidia, bă, avea emoții, frate. Am mamă, văzut-o. Lidia era, dar ce faci, se pare că avea emoții. Dar cum era Lidia? Dar ce faci, frate? Dar ce-o fi mintea lui? De ce s-o fi putut așa? Păi da, asta e, avea emoții să nu cumva să iasă un soția. Da. Gat. Nu dăm spoilere că oricum, dacă sunteți fani aici, le-ați văzut, de fapt. Câteva ore, practic, exact. Difuzată ceea ce am vorbit noi. Vă mulțumim frumos încă o dată pentru prezent, sunteți minunați. Vă mai chemăm când nu vine cineva. Păi în continuare știm, sunteți probleme. Prieteni cu noi. Acolo. În continuare. Buticol. Acum, după taxiul ăsta, asta a fost ultima chestie pe care m-am făcut-o nasoală. Dar nu a fost o chestie nasoală. Aș putea spune. Bă, ideea e că nu, noi n-avem răutate din aia, știi, urâm pe ăștia, nu știu ce. Fiecare vrea să ajunge mai repede, fiecare mai ales și urmărește, exact, și urmărește cumva scopul care e comun pentru toate echipele, dar dacă reușești o pârghie, o găsești o crăpătură, te-a pus să spargă. Acum, ca trecut, suntem calmi și așa. Da, da, stai să fii și aici noi la testimonial. Pregătește-te. Sunt gata, nu stai cu griji. Hai să mergem să mâncăm niște mici. Hai. Sper că batuțar. Terminăm clasica orice episod de Asia Express în 3, 2, 1. Asia Express continuă!